Aș începe cu o constatare banală. Toată lumea se plânge că nu are timp. Eu nu cred că nu mai avem timp, ci e ceva în neregulă cu felul în care ne folosim timpul. În realitate, nu prea mai reușim să ne mai luăm pauze, nu mai reușim să ne creăm un spațiu intim. Eu vă întreb, știți vreo metodă prin care putem să recâștigăm această intimitate, acest spațiu, să ne realocăm din nou timp? În care să te întorci la tine puțin, la capătul zilei, nu? Dacă vorbim de oameni care au un job zilnic, ei în momentul ăla nu sunt liberi în timpul zilei, decât dacă profesiunea lor răspunde întocmai vocațiilor și pasiunilor lor. Ăștia sunt oameni fericiți, sunt oameni în fond liberi tot timpul, care ocupându-se cu lucrurile care le plac cel mai mult în viață, trăiesc într-o armonie perfectă, nu sunt alienați în muncă, nu? Cum spunea clasicul nostru care ne-a fasonat în feluri nefericite sau mai puțin fericite istoria. Deci dacă dăm deoparte categoria oamenilor care își trăiesc idealurile profesionale în munca lor și ne gândim la cei care sunt înstrăinați în munca pe care o fac zi de zi, atunci se pune întrebarea când se întorc ei la ei. Pentru că alminteri viața le trece și constată că au trăit o viață care a fost trăită de ceilalți, de structurile sociale, de categoriile, specii, și că ei nu mai sunt niciodată cu ei. Aici depinde de capacitatea fiecărui individ de a-și face tabieturi. Deci ar trebui, dar iarăși nu știi cum ajunge un om să conștientizeze faptul că are nevoie de un timp pe care să-l aloce lui însuși în fiecare zi. De pildă, lucrul cel mai important e când ajungi să-ți faci de la o vârstă foarte fragedă nevoia de a citi înainte de a te culca. Să nu poți să intri în somn fără să te speli de zgura zilei, evadând într-o lume mai pură. Aceea unei cărți care te face să gândești cu mintea ta, care îți curăță afectele, care te bucură și care te ajută să intri în somn curățat de zi, purgat de zgura zilei. Asta depinde, deci, de educatorii pe care i-a avut fiecare om în viață. Un profesor trebuie să te învețe că cititul e o formă de igienă. Îndrăznesc să spun că noi nu suntem conștienți că așa cum ne spălăm pe mâini, trebuie să ne spălăm creierul la capătul unei zile. Ori asta înseamnă efectiv reîntâlnirea cu tine. Dacă nu practici această reîntâlnire, vei constata însă prea târziu un om profund nefericit și care și-a consumat viața departe de el. Nefericirea ține de negăsirea asta, a sensului tău existențial, a poveștii. Acum, care ar trebui să o... Să vă spun, oamenii pot trăi perfect fără să intre în dialog cu ei. Pot trăi perfect fără să caute un sens al existenței lor pe această lume. Pot trăi perfect fără să citească și pot trăi în marea călduță a vieții, știți? Care te ajută, te duce ca un val de-a lungul zilelor până îți sfârșești zilele. Birou, familie, prieteni, categoriile comune ale vieții. Și, deci, majoritatea oamenilor așa și trăiesc. Atunci apare întrebarea de ce să le ceri altceva? Cum se spune azi, pentru calitatea vieții. Pentru calitatea vieții, asta înseamnă că un om, un reprezentant al speciei umane, poate trăi pe diferite paliere ale existenței. Poate trăi foarte jos, la un nivel biologico-spiritual comun, și poate trăi foarte sus, spunând, eu nu pot să ies din viață fără să fi făcut efortul de a înțelege ce e cu mine. Tot citesc vorba lui Alexandru Dragomir, un om extraordinar, un om deosebit pe care l-am cunoscut, care a fost un din mari gânditori ai acestei țări, dar care nu s-a manifestat public niciodată.
l-au cunoscut câțiva prieteni în jur, în frunte cu Noica. Care spunea că e cel mai dotat creier filozofic pe care l-a întâlnit. Omul ăsta nu publica, nu avea veleități culturale de niciun fel. Și câțiva tineri prieteni din jurul lui, exasperați, l-au întrebat la un moment dat, bine, dar atunci de ce citiți toți filozofii lumii, toată gândirea lumii, toată literatura lumii? Vă luați note, aveți reflexii pe care le puneți prin caiete, pentru ce? Și răspunsul lui a fost ca să nu mor bou. Da? Deci dacă ăsta e un răspuns suficient, atunci iată justificarea. Noi ca spunea altfel, eu știu că viața nu are un sens. Ce bine că nu are, ca să pot să-i dau eu unul. Deci ca să spun așa, ești obligat să te întorci la tine ca să știi ce faci cu viața ta. E răspunderea supremă. Ce fac eu cu timpul pe care trebuie să-l petrec aici? Cine să-ți spună ce faci, dacă nu tu, că ce viața ta? Cartea despre care vorbim se numește Nebunia de a gândi cu mintea ta. Ce înseamnă a gândi cu mintea ta? Ce înseamnă nebunia mai întâi? Bine, ce înseamnă? De ce a gândi cu mintea ta e o nebunie? De ce mi-a venit să pun în titlu cuvântul ăsta care izbește? Nebunia de a gândi cu mintea ta. Adică normal e să nu gândești cu mintea ta. Să gândești cu mintea ta e deja o nebunie. Aici este o incitare a cititorului sensibil care surprinde, sper, ce am spus acum. E normal. E normal ca oamenii să nu gândească în primul rând cu mintea lor. Asta presupune o educație, presupune un efort, pe care, cum spuneam, nu toată lumea e dispusă să-l facă sau nu știe că trebuie să-l facă. Deci e o nebunie să ajungi la asta. De ce? Știți cum? Eu făcând la viața mea studii, să zicem, de filozofie, am trăit mare parte din biografia mea profesională, s-a consumat în prejudecata că specia umană începe din clipa în care apare cultura, apar filozofii presocratici, în secolul VI, apar gânditorii prim greci, cu asta se începe studiul istoriei gândirii. Nu mi-am pus niciodată problema pe fondul cărei istorie a apărut această gândire ca gândire pentru sine pură. Deci oameni care se așezau undeva înăuntru vieții lor și pur și simplu se gândeau în afara felului în care gândirea funcționează pragmatic zi de zi. Deci atenție, pe de o parte noi gândirea care este comună tuturor oamenilor, ca funcție neurologică, este capacitatea de a prelucra pragmatic acțiunile vieții, de a gândi în jurul actelor comune. Cum îmi pun microfonul pe masă, cum îmi așez sculele pe masa de lucru, ce trebuie să fac ca să descui ușa casei. Noi gândim cu toții secundă de secundă în acest fel. Asta este funcția pur neurologică a gândirii. Și e aceeași la toți oamenii. Oamenii gândesc, spre deosebire de celelalte animale, în modul cel mai rafinat, cel mai evoluat, dar pentru a se orienta perfect în mediul lor și a-l organiza. Dar atunci de ce trebuie să apară un alt tip de gândire în care noi ne desprindem de operațiile curente ale vieții? De ce trebuie să gândim la sensuri, la valori, la cei cu noi, la când a început lumea? Să nu fac parte din viața de zi cu zi. E bine, acest tip de gândire a apărut de la început, de când există Homo sapiens? Și într-o bună zi mi-am zis, Dumnezeule, dar gândirea asta, am numit-o oțioasă, adică gratuită, ruptă de activitățile curente în care e implicată gândirea pragmatică, această gândire a apărut la foarte târziu în istoria speciei umane. Homo sapiens, zic antropologii,
are o vechime de vreo 400-500 de mii de ani, au calculat ei. Ei bine, dacă gândirea asta cu mintea ta, cu efortul de a gândi pe cont propriu și de a nu gândi după modelul pe care ți-l pun pe tavă ceilalți, a apărut acum 2600 de ani în Grecia, așa? Ce s-a întâmplat în sutele de mii de ani dinainte? Și răspunsul e simplu, se gândea tribal. Deci omenirea a gândit de la începuturile ei tribal și continuă să gândească tribal în marea ei majoritate. Prin tribal ce înțelegem? Tribal e un cuvânt pentru... E o sinecdocă, e un mod de a exprima întreguri diferite prin grupuri structurate la nivelul unui trib de 20-30 de persoane sau la nivelul unui oraș sau la nivelul unei națiuni sau la nivel planetar. Deci noi gândim tribal, adică colectiv, pe diferite categorii de grupuri. În momentul în care apare gândirea pe cont propriu la filozofii greci, evident că ceilalți din jurul lor, concetățenilor, oamenii care trăiau în Atena, gândeau tribal. Ei nu gândeau cu mintea lor, gândeau cu mintea colectivă. Totul era explicat prin zei. Totul. Gândeau cu mintea structurilor politice ale momentului, când era vorba de cum să trăiască împreună. Dar explicațiile vaste ale lumii le făceau totdeauna prin recurs la o mitologie. Cum se întâmplă și azi. Deci pe fundalul ăsta discutăm de miracolul apariției gândirii cu mintea ta. Dar nu ne înșelăm, cum ne dăm seama că gândim cu mintea noastră? Că intrăm în tot felul de clișee, intrăm în tot felul de ideologii, intrăm în discursul acela interior frustrat când te supără cineva și începi să-l maci. Nu. A gândi pe cont propriu, nebunia de a gândi cu mintea ta, nu are în vedere faptul că fiecare om care se naște, ajungând să gândească cu mintea lui, gândește într-un mod absolut original. Pentru că atunci ar exista câte miliarde și miliarde de oameni s-au scurs pe lume, s-au născut pe lume, ar însemna că există miliarde și miliarde de feluri de a gândi. Ori nu se întâmplă așa. A gândi cu mintea ta are în vedere un alt fenomen. Faptul că raportându-te, și aici intervine rolul educației și al culturii, la tot ce s-a selectat mai de soi pe lume, gândiți-vă, nu le vorbesc, toată istoria Europei este, sau a culturii Europei, este o selecție a gândurilor, a valorilor pe care le-a creat mai de soi fiecare generație. Dacă tu cunoști tot ce a creat mai de soi fiecare generație, de la Homer încoace, trecând prin toate domeniile creației și ale gândirii umane, ale creației și gândirii umane, vei fi ca un om care se duce la piață și care într-o bogăție enormă de oferte, de legume, nu a început primăvara-vara, piețele gem de produse, de lucruri, treci prin fața teșghelelor și constați că ție-ți convine să faci o salată de felul ăla, să cumperi o mâncare de felul ăla, selecția o faci pe structura ta. În clipa în care selecția e făcută raportându-te la tot ce e mai bun pe lumea asta și acel mod de a gândi îți formează gândirea ta, adică îți dă un mod de a te orienta în lume în care te simți împăcat cu tine însuți, atunci ajungi la această gândire pe cont propriu. Asta ce înseamnă? Că este importantisim pentru un om să se raporteze la gândurile cele mai înalte ale celor care l-au precedat. Deci dacă eu mă raportez mai la gândurile părinților mei și ale bunicilor mei, voi crea un tip de tradiție și
mă voi înscrie într-un tipar de prejudecăți. Nimic altceva. Dacă mă voi raporta la cele mai alese mințe ale omenirii și voi alege de acolo ce mi se potrivește mie, nu ce-mi spune cineva, asta să iei. Marx este singurul valabil. Numai Aristotel înseamnă ceva pe lumea asta. Și așa mai departe, atunci nu ajungi la mine. Dacă te ajută să-ți formezi mintea în vederea unei selecții proprii, atunci lucrurile sunt în regulă. În fond, ideile noi pe lume sunt puține. În științele umaniste nu există infinite idei. Există idei legate de ce e frumos, bine, rău, care e sensul vieții, cum să trăiești. La astea nu poți da un milion de răspunsuri. Dar fiecare om care s-a ciocnit cu aceste probleme la nivelul unui înalt, la un alt nivel de creativitate, a exprimat altfel aceste lucruri. Această altă exprimare e cea la care mă raportez eu. Dacă vă spun că pe mine m-a influențat Cioran, înseamnă că Cioran a răspuns la problema celor 10-15 valori cardinale ale vieții într-un mod care m-a convins. Dacă vă spun că m-a influențat Platon sau dimpotrivă, nu, înseamnă că ceva din el nu mi-a convenit sau dimpotrivă mi-a deschis ochii către ceva. Deci gândirea pe cont propriu este un mod de a ți se deschide ochii cu ajutorul celor care au deschis ochii înaintea ta. Este un pariu cu înțelegerea lumii. Sunt câțiva oameni de-a lungul istoriei omenirii, pe care îi numim în general creatori și genii, care au mers pentru noi toți până la limitele existenței. S-au sacrificat pentru noi, au suferit pentru noi, au avut o sensibilitate ieșită din comun. Uitați-vă la ultimul roman al lui Cărtărescu, Solenoid. Simțim toți existența cu intensitatea aia? Nu. Dar citind cartea aia, împrumutăm ceva din modurile în care el a simțit lumea și ne formăm cu ajutorul lui și lucrul odată asimilat devine și al tău. Acum, este important să știm că a-ți cuceri gândirea pe cont propriu, adică gândirea cu mintea ta, înseamnă a învinge succesiv o grămadă de obstacole. Pentru că, așa cum vă spuneam la început, noi ne naștem într-un mediu în care se gândește. Se gândește. În general, impersonal. Când spui în română se, traduci impersonalul unui act. Deci noi intrăm în lume gândind cu în felul în care se gândește. Prejudecățile, în primul rând, care funcționează începând din familie. Bunicii, de obicei, sunt cei care ți le trec. Părinții, le auzi în casă. Prejudecățile pe care ți le dă școala, ideologizată de multe ori, și care îți servește o interpretare a lumii care nu îți permite selecții, ci spune așa trebuie să gândești. Frumosul e așa, binele e așa. Ieși și de acolo cu o sumă de prejudecăți. Prejudecățile bazate pe structuri afective, pe experiențe afective. Vă dau un exemplu. Primul nostru președinte, după 90, a spus în repetate rânduri că tatăl lui l-a influențat foarte mult și că de la o fragedă vârstă adolescentină l-a drumat către idealul gândirii socialiste comuniste. Ei, o opțiune de gândire care se face pe baze afective e foarte greu să o smulgi din tine. E legată de tatăl tău pe care îl iubeai, e legat de respectul pe care îl aveai față de el, e legat de tinerețea ta, de anii frumoși ai adolescenței, e legat de o iubită care avea idei comuniste, să zicem, au fost și cazuri de genul ăsta, convertiri de acest tip. Deci, opțiunile de gândire făcute pe baze afective sunt iarăși foarte greu de depășit. Știți? Adică majoritatea felurilor noastre de a gândi vine pe un enorm fundal afectiv. Nu există gândire pură. Oamenii neuroștiințele au stabilit exact că oamenii privați de un fundal afectiv, deci cu o emotivitate
apropiată de zero, există și așa ceva în urma unor accidente, nu, când sunt distruși și centrii afective ai creierului, se ajunge la gândirea pură care este o monstruozitate. Nu, noi gândim majoritar pe un fundal afectiv. E cum faci să învingi toate obstacolele astea? Asta înseamnă a ajunge la... Acum, repet, există mintea noastră a tuturor, care este, de pildă, mintea pe care o implici în propozițiile științifice. Când spui că 2 ori 4 fac 8, asta e o gândire universală, nu ai ce să negociezi. Când explici mecanisme ale lumii fizice, ale mecanicii cuantice, nu e de negociat. Acolo se gândește într-un mod standardizat. Dar a gândi pe cont propriu intervine atunci când intră în joc lumea valorilor. Ce e bine și ce e rău pentru mine? Și atunci mințile se distribuie cu totul altfel, iarăși în funcție de culturi, de matrici culturale. Matricea culturală a Europei a practicat individualismul. Asta însemnând ideea că trebuie să te porți în așa fel încât să nu vatem pe altul, să nu îi rănești, să nu avătăma. Vătămarea și nevătămarea. Pot să fac orice, atâta vreme cât nu fac rău altuia. Ăsta este fundalul marilor democrații occidentale. În schimb, matricile culturale asiatice sau africane sunt de tip sociocentric. Te supui unor valori colective. Da, femeia e inferioară bărbatului. Da, femeia nu mănâncă cu bărbații la masă. Și există explicații pentru treaba asta. Nu respecti matricea aia ca occidental. Ești expulzat, ești ciudat, ești nu știu ce. În unele culturi, oamenii se ard după naștere, în altele se îngroapă. În alte culturi, Montaigne are un eseu în care arată cât de relativă este raportarea la matrici culturale. În unele culturi, părinții odată morți se mănâncă de către copiilor. Și când aud că europenii îngroapă, se îngrozeau. Nu? Deci, toate aceste matrici culturale îți imprimă moduri de a gândi colective. Îndrăznesc să spun că numai civilizația europeană a scos pe lume imperativul gândirii cu mintea ta. De aici și progresul enorm al științelor, de aici constructele politicii occidentale, nașterea democrației, care e un construct, e un lucru, un artefact, e un lucru gândit în laborator de câteva genii, care se numeau Hobbes, Montesquieu, Tocqueville, John Stuart Mill și așa mai departe. Toți oamenii ăștia au gândit cu mintea lor. Cultura europeană este produsul oamenilor care au gândit cu mintea lor. De la Socrate începând. Cum se ajungea la asta? Fie prin efortul de a face pas cu pas, adică de a gândi conform logicii. Aristotel, pe urmă Descartes, care impunea o disciplină a gândirii de tipul ăsta, sau, cum s-a petrecut în cazul lui Socrate, ajungea la o gândire pe cont propriu, confruntându-ți neștiința ta cu neștiința altuia. Și făcând pași împreună, ajungea într-un punct mai înalt. Asta a fost traseul spiritualității europene. Și atunci, ca să rămâi la imperativele gândirii pe cont propriu, trebuia să faci în primul rând efortul de a ieși din turmă. Sunt mai mulți gânditori care au vorbit despre pericolul de a gândi în turmă. Kierkegaard, de pildă, un marele filozof danez, când a interpretat episoade biblice sau evanghelice, îi plăcea să dea ca exemplu al individului opus turmei crucificarea lui Iisus. Când cei care făceau parte din publicul care căsca gura la crucificare își pierduse fiecare individ capacitatea de a gândi cu mintea lui
și de a reacționa cu simțămintele lui. Ori de câte ori se strâng mulțimi într-un afect comun, gândirea pe cont propriu dispare. Deci, trebuie să faci efortul de a nu deveni prizonierul unei ideologii, a unei stări spirituale de masă, a unei gândiri prefabricate de tip confesional, a ieși din spiritul timpului. În germană, termenul este Zeitmäßig, a fi pe măsura timpului tău. A fi pe măsura timpului tău e o garanție că nu vei gândi cu mintea ta. Trebuie să gândești în afara timpului tău. Trebuie să gândești înaintea timpului tău. A gândi în pas cu timpul tău înseamnă, de pildă azi, a te alinia corectitudinii politice și, indiferent de ce crezi sau simți în mod intim, să repeți în cor tot ceea ce ți se spune că trebuie să gândești și nimic din ce-i mare pe lume nu s-a făcut gândind în pas cu vremea ta. Trebuie să ieși din vremea ta și să mergi cu un pas înaintea ei. Astea sunt lucruri care se pot spune, cred, în linii mari despre povestea asta a gândirii cu mintea. În carte aveți și o relatare, să zic, personală a întâlnirii cu Noica, spuneți că un tânăr care se întâlnește, căreia îi se spune că depinde numai de el, de voința și de trebnicia lui, ca dintr-un biet muritor să devină un semizeu. Adică starea, gândirea cu gândul tău este o stare de... Te propulsează într-o stare de semizeu și cred că într-un fel semizeu se referă aici la capacitatea de a crea ceva care nu existase până la tine. Deci ajungi la un asemenea grad de independență încât ești în stare să propui lucruri pe care le gândești poate tu pentru prima oară. De asta noi ca e foarte interesant ce experiență am avut eu și cei câțiva care au trăit-o în preajma lui Noica. De unde te lua? Păi te lua de unde se gândea cu mintea tuturor. Eram atât de idiot la 22-23 de ani când l-am întâlnit, încât eu imaginam, de pildă, că a face filozofie înseamnă să te conectezi la revistele occidentale de estetică sau de morală. Asta aveam eu în cap, mă întrebați de ce. Adică să citești articole scrise de diferiți cercetători contemporani. Nu aveam conștiința, facultatea nu îți dădea conștiința că trebuie să citești mari autorei lumii. Această banalitate mi-era străină. Deci trebuia să apară un om care spunea, dacă vrei să faci ceva cu mintea ta și să ajungi undeva, trebuie să filtrezi tot ce s-a scris mai de soi pe lumea asta. Pune mâna și citește totul de la Platon până la Heidegger, să zicem. Ori asta a fost ceva enorm. Pe urmă îți spunea, trebuie să ai o idee cu care să interpretezi lumea. Cu ce cheie deschizi tu poarta lumii? Ești obligat să ai o cheie a ta. Asta era nebunia de a gândi cu mintea ta. Asta te învăța. Deci nu gândeai nici cu mintea partidului, nici cu mintea prelucrărilor de la, cum se numea, învățământul politic, nici cu mintea documentelor de partid pe care le auzeai de la radio până la ședințele lunare la institutele la care lucrai, nici cu prostia colectivă, nici cu izolarea României. Nu. Trebuia să faci efortul de a te reconecta la istoria gândirii. Repet, numai filtrând marile gânduri ale lumii, poți să ajungi la un gând al tău. Astăzi sunt tot felul de cârje, de substitute, de înlocuitori ai gândirii. Te uiți la televizor, ai deja vine cineva și începe după vreo oră ai senzația că ce s-a spus la televizor sunt chiar gândurile tale sau intri dați seama ideologie. Ce important e când stai și asculți un om care vorbește de la o tribună publică, să știi să departajezi ce este eronat în ce spune sau ce-i manipulatoriu sau de ce n-are căderea să emită el acele idei, el fiind un hoț
un bandit zvorbește despre corectitudine, binele colectiv, despre proiecte sociale. Deci, trebuie să, cum să vă spun, știți la ce se ajunge în final dacă nu gândești la cu mintea ta? Devii vinovat. Pentru că ești numai bun ca să fii manipulat de ceilalți. Și atunci te înscrii cu ignoranța ta în rău colectiv. O societate care e făcută din oameni mulți statistici care gândesc cu mintea lor, e o societate infinit mai civilizată decât una care e manipulabilă în turme, cum arată electoratul nostru. Coruptibil, ținut needucat și manipulabil. Eu cred că, într-un fel, lucrurile se întâmplă la fel și în umanioare, în științele umaniste, care nu mai... E un accent atât de mare pus pe cercetări, cum spuneați, pe reviste, și apar atât de puține lucrări, e atât de puțin încurajată gândirea. Intră în rutina academică. Manualele ar fi trebuit să, nu știu cum să spun, să întărească puterile sufletului. Nu? Asta e, aș spunea și Kant, să faciliteze un anumit tip de socializare, de a gândi comunitatea ta, cum se spune, cumva, și a pune universalul în socializarea, în conversație. Benjamin Constant era un formidabil gânditor politic, filozofie politică, era domeniul în care se mișca extraordinar, este unul dintre clasici liberalismului occidental de la începutul secolului XIX. Și în momentul ăla era în mare eflorescență gândirea lui, apăruse gândirea idealismului german, a lui Fichte, Schelling și a lui Hegel. Și la un moment dat, când îl cunoaște, să zicem, pe Schelling îl cunoaște, își notează în jurnal, deși este o gândire complicată, abstrusă și așa mai departe, are singur merit că îți pune în mișcare gândurile proprii. Deci, iată, într-un mediu cultural cu o diversitate maximă și în care dialogul cultural are loc, atunci gândirile fiecăruia se emancipează, pentru că fiecare trebuie să filtreze, cum spuneam, ce îi spune celălalt, să-i dea replica. De ce credeți că la Atena, în secolul 5, 14, mă rog, se gândea atât de fabulos? Pentru că oamenii liberi, deci cei care beneficiau de munca sclavilor și aveau timpul liber ca să se joace de-a gânditul, ajunseseră la o performanță a dialogului cum n-a mai existat niciodată pe lume. Mintea lor era enorm de rafinată. Aveau capacitatea de a discuta în contradictoriu, de a pleda, de a vedea cum se pledează o teză și opusul ei. Toate acestea erau moduri de a-ți antrena mintea. Astăzi mintea nu mai e antrenată decât prin locurile comune ale televiziunii, nu? Unde, iarăși, calitatea celor care apar pe ecran este jalnică, calitatea celor care privesc de a distinge nuanțele de adevăr și fals este au unor oameni care n-au beneficiat de o educație corespunzătoare pentru treaba asta. Deci aici suntem, în plus aceste noi scule care au apărut, copiii de 13-14 ani, am prieteni care au copii de vârsta asta, ei stau de vorbă, apropo de dialog, prin SMS-uri, prin mesaje. Și sunt grupuri de către 10, sunt prieteni. De-a lungul întregii zile conversează în acest fel. Vă dați seama ce brambureală iese. Este o dispersie continuă a gândirii, pentru că ei nu-și răspund unul altuia pe o temă, ci discută indiferent ce din jurul lor. Mintea nu se mai poate structura logic. Pe vremea mea se învăța cu fișe și poate și pe vremea dumneavoastră, nu știu. Era învățat să distingi o structură logică a gândirii. Astăzi aceste lucruri au dispărut. Au dispărut pentru că au dispărut în general din învățământ. În clipa în care în anii 60
anii 1960, în America, în campusurile americane, franceze, universitățile germane, franceze, engleze, a intrat revoluția studenților care au contestat autoritatea profesorilor și și-au impus un punct de vedere revoluționar asupra educației tradiționale și au introdus ideologia ei, studenții, în mediile universitare, atunci s-a dus de râpă tot câștigul cultural al Europei. N-au mai contat marile cărți ale lumii? Au contat numai ideile de dezbatere de cerc socialist de gândire. Tinerețea are totdeauna aplecare către romantismul revoluționar. Atunci ghizii lumii au devenit Che Guevara, Mao, Dumnezeule, tot ce însemna revoluționar și luat lucrurile de la zero. Luarea de la zero a lucrurilor este cel mai mare rău pe care poate să-l suporte specia umană. Pentru că înseamnă să arunci peste cu un orgoliu infinit, să arunci peste gard tot ce a creat înaintea ta omenirea. Și să-ți faci iluzia că tu poți să începi de la zero cu biata ta minte.